voi, oricare ați fi aceea, nu putem exista și atunci față de toate reverențele acelea și gesturile frumoase făcute pentru noi, zic că e minunat și vreau să felicit realitatea pentru că este aici și, cum să spun, difuzează și face cunoscute astfel de inițiative, pentru că, așa cum am spus, de regi, regine și alții comeseni de curte suntem sătui. Astea sunt lucrurile de calitate, lucrurile de valoare și lucrurile care țin de firescul la care a început să ne cam lipsească. Cu toate mulțumesc! Ok, merge. Nu, Cătălin, să-mi spuneți, care este impresia cu care veniți de data aceasta la Oradea? Care este motivul? Ce veți face? Întotdeauna vin la Oradea cu mare drag, pentru că, lăsând la o parte evenimentele care se desfășoară în acest oraș, Oradea e un oraș de suflet în care mă simt foarte bine, în care am foarte mulți prieteni în toate domeniile de activitate și, nu în ultimul rând, pentru oamenii de aici care apreciază evenimentele de fashion și, de data aceasta, oare pentru a câta oară, spun așa, pentru că am fost la foarte multe evenimente, cele de calitate. Este salutar tot timpul ceea ce se întâmplă aici din punct de vedere al calității. Am văzut că oamenii se întrec la propriu, efectiv, care mai de care se fac astfel de evenimente, ce se înseamnă că acest oraș este bogat în oameni cu o inimă mare, cu un suflet mare. Ce poate fi mai frumos decât să faci acte de calitate, să ajuți oameni, să fii suflet pentru un alt suflet, să dăruiești din prea puținul sau multul în cazul celorlalți, oamenilor care au nevoie de ajutorul tău. Camelia, pentru că de ea vorbim astăzi, bună mea prietenă, este o femeie cu un suflet și cu o inimă de aur, care cred că în ultimii ani a organizat peste 10 evenimente caritabile, evenimente care au dus la, eu știu, să spunem, vindecarea aproape totală a unora dintre cazuri și, sau dacă nu, la remedierea și ameliorarea unor boli destul de grave. Întotdeauna am lăudat eforturile acestei femei și faptul că totdeauna s-a implicat în astfel de acțiuni. Este alături de oameni, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de vreme, indiferent de vicisitudine, de probleme, de criză, ea ajută oamenii pentru că așa consideră să facă. Un om cu suflet mare este un om bogat, este un om pe care Dumnezeu îl va răsplăti întotdeauna, iar în cazul ei, cu siguranță va avea astfel de roade. Sunt tot timpul lângă ea și cred că în ultimul timp nu am lipsit la niciun eveniment organizat de ea. Tocmai pentru că are o greutate în acest sens și că tot ce a făcut a mers către acei oameni care aveau nevoie de ajutor urgent. În seara asta veți juriza, două vorbe despre cei care vor urca pe scenă. Sincer, nu contează foarte tare ce jurizez. Este un eveniment al cărui scop final este ajutorul unor copii, unor oameni bolnavi. Dar pentru că, ca să realizeze acest lucru, avea nevoie și de un eveniment, vom juriza un mis special, un mis caritate, un alt fel de mis, dacă putem spune așa. Și bineînțeles că vom alege un mis caritate. O mis care va avea acea decență, acea moralitate și nu în ultimul rând, acel suflet de aur care să ducă mai departe alături de organizatori evenimentele de acest gen. Când s-a născut natura sufletului dumneavoastră caritabil? De când ați început să vedeți? Nu știu, cred că dintotdeauna am ajutat oameni și atunci când am avut mai puțin bani și atunci când am bani. Nu știu, cred că asta nu se naște, asta se simte. Să fie alături de oameni care au nevoie, care sunt în suferință și au nevoie de tine, trebuie să simți. Bună oară, în seara asta am venit azi noapte și stând de vorbă cu câțiva oameni din Oradea, azi am reușit să adun câțiva oameni de vază din oraș care au venit special pentru acest eveniment să ajute, iar poate că cel mai important lucru pentru mine cel puțin, nu știu dacă pentru acțiunea noastră este atât de important, este că un prieten bun al meu de la Londra, care era în vacanță în România și mergea către casă, a zis, am să mă opresc eu la Oradea și am să fiu alături de tine și am să dau niște bani pentru copiii de acolo. Este înălțător să vezi că prieteni, cunoștințe, oameni cu care am relaționat astăzi pentru tot felul de afaceri, întâlniri de afaceri, în seara asta îi văd aici, ceea ce e minunat. Ați sosit aici și ce vă zis face în seara aceasta? Pe seara să asistăm la un moment interesant, plăcut, frumos. Organizatorii de aici ne-a pregătit ceva surpriză. Eu sunt invitat probabil să particip la acest spectacol umanitar care o să fie anunțat aici. Lume bună, interesantă și suntem bucuroși când ne întâlnim amici din toată țara pe aici.
și colegi de brează și așa mai departe. Și voi realitiștii ăștia care sunteți cu binocul pe noi. Bună seara, bine ați venit! Gemene care la 8 ani încă nu au simțuri ca și noi oamenii normali, au un IQ de numai 28, deci putem spune că se bazează doar pe instinctul animalic. Și mai avem încă 5 cazuri, 6, de copii neajutorați, dar care au un potențial intelectual foarte mare și cu sprijinul dumneavoastră și datorită generozității și a prezenței dumneavoastră în această seară, vom reuși să îi ajutăm să depășească aceste momente. Pentru că sunteți alături de noi și pentru că putem da să unui copil, are 17 ani, dar a cucerit deja multe scene și... Vreau să spun și eu două cuvinte înainte de a începe. Sunt foarte impresionat că sunt atât de mulți oameni de bine și cu suflet mare în orașul ăsta. În București, în ultimul timp, am fost la multe evenimente de caritate și de cel mai multe ori nu se umplea nici jumătate de sală. Și aș vrea să vă mulțumesc în numele organizatorilor și în numele meu că ați venit în număr atât de mare în seara asta. Mulțumesc frumos!
stop, wait a sec, and don't get out of my way. Kiss me back one more time, and give me reasons to stay. I was lost without time, and every inch of the skin makes me mad, makes me bad. But I can stop giving in to feel your lips on my skin. The legs on my shoulders while I'm staring within. Forecast me the lust between us two. A venit în această seară și că veți aduce zâmbetul pe buze copiilor. Mulțumesc! Așa e de mai cine le face? Haideți să încurajăm! Învingătoare. Sper să o ajutăm în continuare. Vreau să mulțumesc și să le aplaudăm pe cele două. Domnul Aurel Tămaș ne spune că de la cât vrem noi să pornim, dar sunt o doamnă și vreau să vreau să stabilească pentru domnul Tămaș, cu siguranță dumneavoastră. 10 milioane din partea domnului Tămaș, 1000 de lei. Mulțumim foarte mult domnului Tămaș. Nu uitați! Domnul Cătălin Botezatru. Deci domnul Mirica ne mai oferă încă 25 de milioane, 2500 de lei pentru trigemenele cu autism. Mulțumim foarte mult, mulțumim domnului Botezatru pentru darul care ne-a adus. Mulțumim domnului. Bună seara, eu îi mulțumesc domnului Mirica pentru că este bunul meu prieten și trebuie să vă dezvolt, deși este foarte, foarte modest, că este alături de mine la toate acțiunile caritabile pe care le fac de-a lungul anului la București, deși stă la Londra. Deci, iată, 50 de milioane pentru acești copii minunați. Și mulțumim încă o dată domnului Mirica. Am aflat acum, mă bucur pentru acest lucru. Miss Caritate România merge la o domnișoară care face parte din marea familie de caritate, de trustului și sănătatea ta. Este o domnișoară foarte frumoasă din punctul meu de vedere, care are mari șanse chiar și în lumea modelingului. Miss Caritate România Oradea 2013, Panti Denisa. Este foarte naturală. Am apreciat la ea lipsa de machiaj. Este foarte, foarte, foarte naturală. Felicitări! Și pentru că vorbim de Miss Caritate România și pentru că evenimentele Fundației Sănătatea Ta sunt cunoscute, am să le invit și pe celelalte.
la fundație să aducă florile pentru cel care s-a ajutat în această seară. Haideți să ne aplaudăm încă o dată pentru câștigătoarele noastre din această seară. N-am bărtut, probabil știați ce ceva. Vreau să vă mulțumesc și eu și vreau să vă spun că sunt onorat, mă onorează invitația care mi s-a făcut. Mulțumesc tuturor organizatorilor și fiecăruia dintre dumneavoastră în parte pentru minunea asta care s-a întâmplat aici în seara asta. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Cătălin Botezatu, un lucru pe care multă lume nu știe. Participă la foarte, foarte multe acțiuni caritabile și mulțumesc în special pentru asta. Sunt 10 copilași, 10 nevoi mai mari decât ale fiecăruia dintre noi. Încă o dată mulțumiri din tot sufletul, nu se putea să nu cânt piesa asta, care de data asta se cheamă 11. Dacă mă împiedic pe la refren, vă rog să mă ajutați. La la